După o săptămână în care alcoolul, viteza și neatenția au omorât 6 persoane și au trimis în spital peste 55 de oameni, datele poliției colectate în acest weekend arată că toate aceste cifre nu i-au speriat foarte mult pe șoferii moldoveni. Ori, potrivit oamenilor legii, doar sâmbătă și duminică pe drumurile din țară au fost depistate peste 1200 de încălcări ale regulilor codului rutier. Astfel, cea mai frecventă nerespectare a fost depășirea limitei de viteză, 680 de conducători auto fiind documentați în acest sens. De asemenea, din numărul total al celor care au încălcat regulile, 68 au fost prinși în stare de ebrietate la volan, iar 17 conduceau fără permis. De menționat că doar în perioada de referință, din cauza șoferilor imprudenți pe teritoriul țării, s-au produs 27 de accidente rutiere grave, cifre în urma cărora putem trage o singură concluzie. Este nevoie de încă mult timp pentru a schimba această situație alarmantă.